Argentina. La auzul acestui cuvânt, din 100 de subiecți, 43, în mare parte bărbați, se gândesc la Maradona, Kempes și Messi, la fotbal. Circa 37, aici predomină femeile, plutesc într-o sală de dans pe acordurile tangoului. Iar o duzină asociază numele cu acei gaucho și turmele lor de vite de pe pășunile locului. Vegetația pampasului argentinian este explicația pentru care această țară are cel mai ridicat consum de carne de vită pe stomac de locuitor din lume. 5. Vor spune Buenos Aires și frumoasele lui bulevarde, împodobite de o arhitectură eclectică, în a cărui restaurante întâlnești vinul argentinian. Și dacă tot am adus vorba de vin, unul dintre cele mai cunoscute și apreciate soiuri este Malbec, pentru că are nevoie de soare și de un sol aparte și l-a găsit în Mendoza, nu departe de cel mai înalt munte din afara Asiei, Aconcagua. Numit și Santinela de Piatră, Aconcagua, cel mai înalt vârf din cele două Americi și din emisfera vestică, este un munte cu multe fețe. Cu o înălțime de 6.960 de metri, nu este un munte cu dificultăți tehnice majore, putând fi urcat pe ruta normală fără ajutorul colțarilor. Din acest motiv, este deseori subestimat, de unde și explicația pentru numărul mare de victime, majoritatea pe ruta cea mai ușoară. Vârful a fost urcat pentru prima dată de către ghidul elvețian Matthias Zurbiggen pe 14 ianuarie 1897, după 5 încercări de-a lungul a 6 săptămâni. Astăzi, Aconcagua reprezintă o treaptă obligatorie pentru cei care își propun o ascensiune în Himalaya, deoarece muntele se comportă climatic precum un vârf de 8.000 de metri. Românii au atins Aconcagua la exact 90 de ani de la prima ascensiune, în 1987 prin Dan Zinchenko, pentru ca, în 1996, să se întâmple prima expediție românească, organizată de către David Nacșu. De atunci, au mai existat inițiative, singulare ori colective, pentru că Aconcagua este dorit de orice alpinist în palmaresul lui. Marius, Tudor și Costin nu fac excepție. În ianuarie au decolat către Argentina cu gândul de a coceri mult doritul vârf. Marius Ioana pleacă în această aventură lăsând în țară doi părinți foarte îngrijorați și iubita însărcinată. A avut lunile de coșmar, unde avea tot felul de stări din astea transformări. Deci ce am pentru mătă? Bă, o iubesc! Are însă o motivație suplimentară să ajungă pe vârf de ziua lui de naștere. Ăsta da cadou. Tudor Georgescu. Îl întâlnești acolo unde este mișcare pură, sinceră. Muntele poate fi urcat și cu bicicleta și în alergare, în orice anotimp, pe orice vreme. Dacă alături cele spuse, să nu ai surpriza dacă vor alcătui prenumele Tudor. Ambițios, perseverent și a ținut multă vreme ascunsă ținta. Foarte puțin știau că eu merg la maraton, dar pentru ce te antrenezi? Dar pentru, păi, pentru următorul concurs, plăcea să spun, ca să nu împrăștii așa, nu știam dacă chiar o să plecăm, dacă o să strângem banii. Costin Miu, nu-ți trebuie mult să realizezi că are o nestăvilită poftă de viață, că este pasionat de ceea ce face, că nu se poate decide ușor între un vin vorbit cu prietenii, un vernisaj ori un munte. Pentru el ar fi minunat ca toate să convergă. A fost o seară foarte mișto, pentru că am stat cu toți ghizii argentinieni, chilieni, care coborâseră de pe munte, oameni care făcuseră vârful de câte 7-10-15 ori ca ghizi. Echipele care se avântă în expediții lungi și dificile sunt de cele mai multe ori bine închegate, membrii cunoscându-se de multă vreme. Chiar dacă Tudor și Marius nu-l cunoșteau de multă vreme pe Costin, au hotărât să plece împreună. Eram la David Neacșu și David îmi spunea, zice, bă, vezi că sunt niște băieți care vor să meargă pe Aconcagua. Îl vedeam în munte accesibil, am plecat încrezător, mă așteptam să fie un pic greu,
A, zic, interesant. Și așa l-am cunoscut pe Marius, prin intermediul lui David. Marius, la fel, a avut posibilitatea să mai ia pe cineva cu el pe munte și l-a ales pe Tudor și așa l-am cunoscut și pe Tudor. Cu Tudor mă cunosc de vreo 15 ani. Mergem la munte sau pe munte în România destul de des. Știam foarte mult că își doresc să ajungă acolo. Este ambițios, este un bun montanier și am făcut o echipă bună cu el. Deci noi, practic, până pe muntele ăsta n-am avut nicio tură împreună în România. Pe Costin îl cunosc de foarte puțin timp. Nu știu mare lucru despre el. A fost cu David Neacșu în 2-3 expediții și am reușit să ne înțelegem foarte bine, chiar foarte bine. Am avut norocul să descoperim trei oameni, cum place mie să spun, eram trei pe un creier. Plecarea într-o astfel de aventură presupune o ruptură temporară de lumea civilizată. Mijloacele de comunicare comune, precum telefonul sau internetul, sunt un adevărat lux pe munții înalți. Această barieră face și mai grea plecarea, atât pentru alpiniști, cât și pentru cei pe care îi lasă acasă. Familia mea a vorbit foarte rar sau deloc. Vorbeau, suna prietena mea și le spunea că da, sunt în regulă, ok. Eu n-am vorbit niciodată cu ei, am trimis două mesaje. Au trăit, cred că, prin momente groaznice. Ai mei erau, nu știu, tata și-a dorit să fie vreme urâtă de când am ajuns în Argentina. Cred că, pentru că, da, sunt oameni simpli care nu înțeleg pasiunea asta, este peste puterea lor de a înțelege de ce trebuie să urci pe un munte, de ce trebuie să te chinui, să ajungi acolo. Mama și taică-miu m-au sprijinit foarte mult. Mama s-a implicat chiar activ, îmi trimitea link-uri cu vremea de acolo, cu știrile de acolo, cu uite ce s-a mai schimbat, uite am găsit un webcam din tabăra de bază, adică m-a sprijinit la efectiv zilnic. Înainte să ajung acolo, cred că timp de 3 ani de zile, am văzut vârful ăsta îl vedeam ca un vis, ca pe ceva ce pentru care trebuie să mă pregătesc intens, trebuie să mă antrenez, trebuie să mă gândesc, nu știu, dacă nu zilnic, oricum era în cap zilnic. Era efectiv ca un vis de atins. Pentru expediția Aconcagua m-am luptat 2 ani. Mi-am alocat aproape toate seriile sau 2 ore din fiecare seară din săptămână la alergat, la bicicletă, la sală. Este, cred că, pentru prima dată când m-am ținut de un antrenament câteva luni de zile bune. Marius, proaspăt întors de pe Kilimanjaro, cel mai înalt vârf al Africii, avea deja aclimatizarea făcută. Dar nici experiența lui Costin nu se lasă mai prejos. Începusem cu Matterhorn-ul acum 2 ani, pe care l-am dus până la 4.000, pentru că, la fel, din cauza vremii ne-am trebuit să ne întoarcem de la Solvay. După care, anul trecut, în ianuarie, urcasem Ruvenzori, al treilea munte al Africii, 5.109. Anul trecut, în august, urcasem Kilimanjaro, 5.895. Așa că venea puțin oarecum firesc, știi? 4.000 pe Matterhorn, 5.000 pe Ruvenzori, aproape 6.000 kg. Și acum venea firesc 7.000, știi? Mergeam din mie în mie. Cei trei, după multe ore de antrenament și de pregătiri, și-au cumpărat biletele către Argentina. Din momentul în care au călcat pe aeroportul din Buenos Aires, planul lor era ca pe 26 februarie, chiar de ziua lui Marius, să atingă vârful. Pentru asta, aveau de parcurs valea râului Rio de Orcones și să urce pe rând în confluenția 3.300 de metri, Plaza de Mulas, 4.350 de metri, Canada, 4.900, Nido de Condores, 5.400 de metri, Berlin, 5.900 și vârful Aconcagua,
6.960 de metri. Pentru 40 de dolari, un autocar te duce din Mendoza până la intrarea în traseu, Puente del Inca, podul Incașului. Călătoria cu un autocar vreo 4 ore sau 5 ore pe o vale până la Puente del Inca interminabilă, deci am intrat pe o vale și am mers 500 de kilometri pe o vale, n-am ieșit din ea. Sunt niște munți fantastici, extrem de mari, nu știu, te copleșesc așa. Mergi și pe lângă tine vezi același peisaj. Mergi 4 ore cu un autocar. Da, cobori în Puente del Inca, îți pui bagajele la agenție și pe urmă mergi 50 de kilometri pe jos până în Plața de Mulas, pe încă o vale la fel de interminabilă. Rio de Orcones, o încercare psihică pentru cei care se avântă către vârf. În timp ce catării duc majoritatea bagajelor către Plața de Mulas, tabăra de bază, alpiniștii sunt nevoiți să meargă pe jos peste 50 de kilometri. Asta e Valea Orcones. Cea mai mișto vale din lume. Da, o nimica toată. O nimica toată. Azi avem de mers vreo 35 de kilometri. După cum puteți vedea, pe jos e o mizerie de pământ aproape nisip, care îți afundă piciorul cât să-ți... Că te crezi la Caraorman, vorba lui Șoimaru. Auzisem numai rele despre Orcones. Da, e într-adevăr, fizic vorbind, e destul de greu, nu neapărat că ar fi o, eu știu, că ar avea o diferență de nivel foarte mare, dar e tocmai o diferență de nivel mică pe o distanță foarte lungă, vreo 53-54 de kilometri și prima zi se face de la plața, de la Puente del Inca la Confluencia, deci cam un sfert din distanță și a doua zi restul de trei sferturi de la Confluencia la Plața de Mulas. Aia într-adevăr e obositoare. E obositoare pentru că e foarte lungă. E o vale unde nu găsești pic de adăpost. În caz că e soare sau că plouă, n-ai unde te adăposti, dar altfel e superb. Vine săgeata ciliană, urmează la mică distanță Albișoara, nu știu ce fel avem la gură. Și în galop trece pe lângă noi Spartacus. Bagă cochi, Vasile, bravo, 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 bravo! Aude, nici pe Șoimaru! Ui, ui, ui! Bagajul nostru a avut cam 120 de kilograme pentru mâncare, echipament, corturi. Au ajuns într-o zi în Plața de Mulas și noi în două zile am stat o noapte la Confluencia. Am ajuns la Confluencia. La 3300 de metri, Confluencia este primul popas de la coborârea din autocar. Este foarte util amplasat, având în vedere că Valea Rio de Orcones este imposibil de parcurs într-o singură zi. Vântul prăștie zăpada sus pe vârf. Dacă toate lucrurile merg bine, în vreo 5 zile trebuie să fie acolo. Dar până atunci, să terminăm sărăcia asta de vale. Mergem de 6 ore, mai avem vreo 3, dar cel puțin se vede Plața de Mulas. Plața de Mulas este a doua tabără de bază, cea mai mare din lume, după cea din Everest. Era plină de corturi, am rămas așa, de la intrare, ca la aeroport, faci check-in,
Toate actele sunt verificate, mergi la medic, nu te lasă, nu ți semnează pe hârtiile să mergi în următoarea tabără dacă nu ești ok din punct de vedere fizic, sau dacă îți dorești foarte mult, semnezi acolo pe proprie răspundere. Da, nu mă mai interesează și pe urmă vedem ce o să fie. Am ajuns în base camp. Rupți de oboseală, de foame și de sete. Era o chestie în tabără. Nu știu dacă pot să o asemăn cu un spital, dar tot așa, ca o terapie. Cum poate un pic, poate o imagine un pic mai macabră, așa, cum merg pacienții printr-un spital pe holuri cu perfuziile după ei pe roate. Adică mergeam să ne plimbăm, dar mergeam așa o oră prin tabără și ne întorceam cu gura uscată de sete, de nu știu ce. Toți oamenii acolo, toți, mergeau așa în grupuri, se plimbau încetişor și toți aveau cât un bidon de apă sau de ceai sau de lichid atârnat de umăr. Numai noi, eram așa. Și a urmat aclimatizare forțată câteva zile, mult mai multe decât ne-am propus noi, pentru că ziua a doua a venit cu surprize. Dimineața a fost ok, la prânz la fel, spre după amiază a început să apară nori, a început un vânt rece, iar seara deja ningea. Ce poți să faci în curte când afară ninge? Să faci bucătăreală, poți să bei ceai, mai mult ceai pentru aclimatizare, poți să citești, să asculti muzică sau poți să stai pur și simplu de vorbă cu tine. Pentru că e un prilej excelent. Am învățat că pot să respir la aproape 6.000 de metri, deși îmi făceam probleme că n-o să pot. Și uite că pot să respir. N-am avut niciun fel de problemă. La 4.000 de metri am avut o noapte grea. Am mâncat foarte mult, crezând că dacă am pierdut o zi fără hrană, pot să recuperez printr-o singură masă, care de fapt au fost vreo 3 mese la oaltă. Și noaptea pe la 3 mi-am simțit ficatul cât o minge de fotbal și bănuiesc că tot sângele meu s-a dus înspre a digera acea mâncare. Încă a început să mi se facă foarte rău și capul a început să mă doară, exact simptomele pe care le ai la altitudine, când nu te hidratezi, când corpul nu ți se mai oxigenează, când începi să ai amețeli, să ai vertijuri, să-ți fie rău și zici că gata, s-a terminat totul pe lumea asta. M-am temut foarte tare atunci, dar mi-am dat seama ce se întâmplă, că tot sângele se duce înspre ficat și stomac și că eu am mâncat prea mult și atunci, efectiv, la 3 noaptea am ieșit și m-am plimbat și am băut apă și m-am relaxat și am încercat să mă relaxez și încet, încet, până dimineață, totul mi-a trecut. Și dacă toți suntem aici la mâncare, hai să vă arăt cămar. Dar bine că e un haos, dar nu contează. Deci, cortul ăsta e pe post de cămar. În stânga avem buteli. Bagaje. Cărnăraie. Aici e cărnăraie. Supe. Conservărai. Asta ca să ne ducem aminte de tinerețe. Și în rest bananele Lumiu, care banane se tot coc pe zi ce trece. Deci Miu face duș? Miu face duș. Tu filmezi și eu fac fasole cu cârnați, nu? Dar poate vine Miu și mănâncă, nu dau nimic. Băi, ți-a mirosit a fasole, nu? Ți-a stricat oala, mă. Nu sunt un bucătar foarte bun, dar în condițiile alea a ieșit bine. Mie îmi place să gătesc acasă și cred că s-a profitat un pic de mine. Am fost așa cam bucătarul expediției. Am improvizat în disperare. Am făcut toate combinațiile posibile. Marius, this is Jamie Oliver. And Shin, hello Shin. Hi. What do you cook for us? I don't know, but a very nice smell. Ah, okay, so you cook a smell. Yeah. It's a nice one. We have rice, peas, some tuna, some salt. Am hrănit un sfert din tabăra de bază cu mâncarea noastră, dar m-am bucurat că sunt oameni care stau acolo, eu știu, 3 luni, 4 luni pe an și cred că mănânc același lucru. Plănuiam ca a doua zi să stăm acolo și să ne aclimatizăm și ziua următoare să plecăm către Canada. Hey, tabăra de bază, plaza de Mulas și traseul către prima tabără superioară. Urcă, 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 încă puțin
încă puțin. Ei, și unde e norul ăla? Cam pe acolo e. Cam pe acolo. Cam pe acolo. Mâine ajungem și noi. Numai că a doua zi dimineață, când ne-am trezit cu gândul să plecăm către Canada, șaua de sus în care e, în care e Canada, deja era în, era în ceaț, mă rog, erau nori. Și cât am, cât am făcut noi, cât ne-am făcut ceaiurile și micul dejun și am mâncat, deja în capătul pantei sus începuseră să apară, să apară alpiniști care coborau. În decurs de, nu știu, o jumătate de oră, ceva de genul ăsta, aproape că toată fața se umpluse de, de oameni care coborau, pe aprecierile noastre, nu știu, cred că erau mai mult de 100. Practic, toți alpiniștii din taberele superioare coborau. Și am zis, ceva se întâmplă sus. Și până ne-a lămurit un, am vorbit cu un, cu un amic de acolo, un ghid, și ne-a spus asta, toată lumea coboară, pentru că la peste, la peste 5.000 e, e viscol puternic, la, de la, de la nidul în sus, de la 5.500 în sus, erau minus 37 de grade. Și ne-a ținut așa două zile. Muntele închis, toată lumea coborând, nimeni n-a urcat. A doua zi, ziua următoare, în sfârșit am putut să urcăm către, către Canada. Mai sus, cu 500 de metri diferență de nivel, plasa Canada îi aștepta. După un drum șerpuit și destul de obositor. Costin, venind spre 5.000 de metri, spre plața Canada, cu vreo 25 de kilograme în spate. Tabăra de bază se vede un pic jos. Deci cineva mai spune de Kilimanjaro, dar cu Kakua, că nu e vreo șmecherie de munte, ci că e cel mai înalt trekking din lume. Spuneți-ți să apuce de biliard, de popice, de table, de remi, de orice altceva. Băi, este... 4.700 cu 25 de kilometri în spate. Exact, asta e ideea. Să vedeți, să vedeți trekking. Sau să stai 4 zile în tabăra de bază, pentru că muntele e închis, pentru că la peste 5.000 e viscol, iar la peste 6.000 se menește 7 de grade. E, dacă ăsta e trekking, cam tu de bine. Am urcat la 5.000 și de la 5.000 la 5.600. Se urcă în medie cam 500 de metri, așa este împărțit muntele, 500 de metri pe zi, adică altitudine, așa sunt taberele puse. Sus se vede și Tudor, bineînțeles el și zboară, de-aia merge așa. Am urcat vreo 3 ore jumate, cred. Tot timpul ăsta alterna viscol cu, mă rog, viscol, ninsoare cu ceva vânt, cu cer senin, iar ninsoare, iar cer senin. Bombona pe colivă, sus când am ajuns la Canada, a început viscolul în toată regula. Viscolul care a ținut exact cât am pus noi corturile. Deci cât să ne chinuie bine. Când am pus corturile, s-a oprit și viscolul. Și din nou cer senin și frumos. Este prima zi la Canada. M-am zis că bucătă, m-am zis că ce faci acolo? Este piure, po. Hai, Max! Acela este drumul către următoarea... Următoarea tabără. O să facem azi un drum până acolo. Ducem ceva materiale și mâine ne mutăm acolo. Vremea e superbă. 360 pe ciumă de nor. Ăsta e minunatul meu cort. Aici mă adunat zăpadă ca să o topesc, pentru ceaiuri, supe și alte treburi. Este un munte unde aclimatizarea cred că este punctul cheie. Făceam ce trebuie să facem. Ceaiuri multe și mișcare. Asta e, asta e rețeta. Aici muntele înalt e ușor pervers la capitolul aclimatizare, pentru că te obosește lipsa oxigenului, orice ai face, trebuie să o faci la jumătate din viteza cu care o faci în mod normal.
și îți dă tot timpul senzația că ești obosit și tot timpul vrei să stai, știi? Vrei să te întinzi în cor să citești. Cu cât stai mai mult și ai impresia că te odihnești, cu atât doar capul mai tare, știi? Pentru mine a fost puțin mai ușor pentru că veneam sau am venit direct din Kilimanjaro unde am urcat la 6000. După încă două zile de aclimatizare în taberele Plaza de Mulas și Canada, era momentul să atingă tabăra Nido de Condores, la 5400 de metri. Din nou, aveam de făcut două drumuri, iarăși Canada Nido cu echipamentul, cu prima parte a echipamentului întors, dormit la Canada și plecat din nou către Nido. Prima urcare către Nido a fost pe vreme bună. Am stat acolo la fel, ne-am lăsat echipamentul cu care venisem, l-am pus în saci și ne-am găsit două locuri de cort bine, oarecum bine protejate. Nido de Condores, sau Cuibul Condorilor, este ca dimensiune cea de-a doua tabără din Aconcagua, după tabăra de bază. De aici, peisajul este absolut magnific. Desigur, dacă și vremea permite priveliștea. Am lăsat alea acolo și am coborât către Canada. La a doua zi dimineață am stat la soare, ne-am uscat corturile. Doar făcând rucsacul, cortul a uscat, că am avut o noapte așa de friguroasă. Și pe la prânz am plecat către Nido cu restul de echipament. Am plecat pe cerul oarecum curat, puțin vânt, dar nimic de speriat. Asta a durat vreo, nu știu, 20-30 de minute. După care brusc a început viscolul, dar nu m-a întrebat de unde a început și cum și de unde a venit oraia, că nu aș putea să spun. Cert e că în 3 minute eram învăluiți de nori și ningea și bătea vântul. Zăpada pur și simplu era așa spulberată încât la un moment dat am crezut că o să ninge orizontal. Mergem spre Nido cu tot echipamentul. Marusica undeva în ceață se odihnește acolo. Costin nu se vede. Cred că de-abia a plecat din tabără. Fii de viscol. Cred că am două ore să ajungem. Ești pe băiescu în ce-i cald. În prima zi urcasem 3 ore până la Nido, acum am urcat în vreo 4 ore și un sfert, cred. Era atât de puternic, ningea atât de puternic și bătea vântul atât de tare încât Marius era la vreo, nu știu, 20 de pași înaintea mea. Cert e că n-apucam să calc în urmele lui. Ne apropiem de Nido de Condores după aproape 4 ore de mers. Trebuie să cerem un refund pentru că ăsta nu e sezon de vară. Aici e iarnă în toată regula. Chiar la intrarea în tabără mai aveam, nu știu, câteva sute de metri, să zic. Eu mai filmam din când în când, mai scoteam aparatul, mai așezam, mai nu știu ce. Și l-am văzut pe Costin, care o luase pe altă potecă decât noi. N-am înțeles de ce. L-am văzut că merge foarte greu. El a crezut că urcând direct spre Nido de Condores, fără să facă zigzagurile obișnuite, o să-i fie mai ușor. Nu cred că a fost așa, cred că a tras destul de mult. Acum, din ce cauze? Dacă este rău, dacă este rău de altitudine, dacă nu poate să respire, dacă nu știam.
El era undeva la 300 de metri de noi. Trebuia să ajungem la el să vedem. Problemele au apărut din cauza frigului extrem. Pentru că mergeam cu cagula, cu cagula pe față și cu ochelarii de schi peste, prizând cagula sub ei ca să izoleze cât mai bine, doar că din cauza lipsei de oxigen și a vântului și a ninsorii nu puteai să respiri cu cagulă. Drept pentru care mergeam 20 de pași cu cagula pe față, pur și simplu mi-o smulgeam pentru că simțeam că nu mai pot să respir, îmi smulgeam cagula, respiram de 10-15 ori, după care trebuia să pun cagula la loc, că era atât de frig încât el și bătea vântul atât de tare încât îți tăia fața. Te-am zis lui Marius, măi, hai să mergem înainte să punem cortul și așa mai departe, hai să mergem cortul rangerilor și să ne încălzim acolo, să stăm cu toții, să vedem, poate e rău. Hai că am ajuns, bă! Au fost rangerii foarte drăguți, ne-au dat, aveau o oală cu ceai pe foc, am băut ceai, ne-am revenit un pic. -25 de grade, tabăra cuibul condorilor, 5550. Dacă urcarea prin viscol și prin frig nu putuse să le taie din elan, ceea ce a urmat a fost de-a dreptul cutremurător. Prima imagine pe care am avut-o când am ajuns la Nido de Condores a fost un mort. Abia când am ieșit din cort, l-am văzut pe neamț, era așezat în, era băgat în sacul de dormit, așezat în achie. Nu mai avea probleme cu viscolul și cu frigul. Murise de puțin timp. Am avut așa o strângere de inimă. Am crezut că, uite, am început cu stângul sau am ajuns aici și uite ce se întâmplă. Ne-a dat în spate. Din informațiile pe care le aveam, știam că Nido de Condores este o tabără liniștită, unde nu sunt vânturi. N-a fost să fie deloc așa. Am găsit cu greu, nu se vedea niciun cort, nu se vedeau corturile, erau acoperite de zăpadă sau era o ceață așa, mergeai la 3 metri, era zid în fața ta. Am ajuns la Nido de Condores, zăpat prin piscul ăsta. Am lăsat ieri echipamentul pe care l-am adus. După cum vedeți, s-a adus orice plăcere. Viscol și minus 30 de grade. Așa că... Bineînțeles că cum era platoul cu o zi înainte când urcasem noi, când era perfect curat, era pământ, acum nu mai aveam nicio treabă. Avea, nu știu, o jumătate de metru de zăpadă pe el. Și singurul meu gând era să găsim cât mai repede unde am lăsat cu o zi înainte sacii cu mâncare. Cum am ieșit noi din cortul rangerilor, trebuia să ajungem pe platou unde ne lăsasem sacii cu mâncare, cu provizii, cu ce mai lăsasem, gaz, haine și alte chestii, pe care noi le puseserăm pe niște locuri de cort. Când ajunsesem noi prima oară la Nido, nu era atâta zăpadă. Locurile de cort se vedeau împrejmuite cu pietre, erau foarte bine delimitate. Pe munte e o regulă. Dacă ai venit în tabără și ai găsit un sac de echipament pe un loc de cort, înseamnă că cineva l-a adus acolo și că urmează să se întoarcă și să se instaleze acolo. Deci nu te așezi pe acel loc. E o regulă de bun simț. Acolo la Nido cred că încă 400 de corturi. Adică e o chestie, e un platou imens. Și pe locurile noastre, în ghilimele, zic eu, își puseseră corturile, 12 corturi, cei din expediția care urcase înaintea noastră. Primul om pe care, sau singurul om pe care l-am văzut din agenția respectivă, am crezut că este ghid, nu știam că e bucătarul, din păcate, pentru el. Eu am explodat și am zis că nu mi se pare corect să dai cu piciorul unui echipament de acolo, nu contează ce ai acolo, unui sac cu numele tău scris pe el, să spui tu cortul. Că ai 10 corturi, ai 30 de clienți și corturile tale trebuie să stea unite. Nu știu cum a ajuns Marius la băiatul ăla, pentru că, repet, era un viscol extrem de puternic. Știu că doar că a ieșit ăla din cort, mi s-a părut a fi ghidul, unul din ghizii expediției. Și Marius tipa la el că...
că și-au pus corturile pe locurile noastre, așa ceva nu se face, nu știu, repet, tot într-un viscol de nu știi pe unde să te bagi. Eu, pe de altă parte, și aici a fost certa dintre noi, la nivel principial, l-am înțeles. Dar în condițiile date de viscol și de minus 25 de grade și de frigul naibii ce era acolo. Ok, el a venit și a spus, da, vă ajut, vă dau două lopeți. Era o zăpadă până la genunchi. De ce trebuie să fiu obligat să dau la lopată pe vremea aia că ți-ai pus tu cortul în locul meu? Eu n-am mai stat să mă gândesc. Eu am luat-o pur și simplu ca o situație dată pe care am găsit-o la fața locului și nu mi-au sechit ochii decât după lopata care era în mijlocul taberei. Noi încercam să-l calmăm pe Marius. Marius, hai acum, gata, hai să ne punem corturile, nu e caz să ne certăm. Marius, nimic, că principiile și nu știu ce. Zic, lasă-mă cu principiile tale, tu nu vezi ce e afară. Discuția a deviat pentru că eu eram așa prins între doi, pentru că Tudor susținea punctul de vedere al, sau era, el era foarte liniștit, da, și-au pus aia locurile în corturile în locul nostru, este foarte în regulă să ne dea două lopeți să dăm la lopată, să ne facem noi alte locuri de cort? Eu m-am dus să-i cer lopata ca să-mi fac loc, să fac locul de cort. Asta am considerat eu prima prioritate în tot ce se întâmpla acolo. Să pun cortul ca să avem toți trei adăpost. Dacă m-ar fi lăsat pe mine, eu le-aș fi demontat cortul. Vă jur. Deci eu eram pornit să mă duc să tai toate sforile la cortul ăla care era pe locul meu și să-l dau la o parte. Nu contează că aveau clienți în el. După aia, în cort, după ce l-am pus, am stat și ne-am certat pe chestia asta. Aveam energie în continuare să dau la lopată. Cred că puteam să fac 20 de locuri de cort la cât de nervos eram. M-a liniștit faptul că Tudor mi-a spus că ăla e bucătarul și nu este ghid. Că eu aș fi vrut să ies din cort în continuare să mă cert cu cineva. Într-adevăr, sunt foarte multe decizii pe care le iei aiurea la altitudinea aia. Uneori te întreabă cineva ceva și răspunzi după un minut. Uiți pur și simplu că vroiai să bei ceai, deși stai cu termosul în mână. Adică reacțiile oamenilor cred că trebuie luate pur și simplu ca atare. Nu cred că trebuie să judeci și pe cineva sau pe unul sau pe altul pentru ce se întâmplă la aproape 6.000 de metri. Ca echipă, da, este mai ușor. La un moment dat poate să fie mai greu dacă nu ți stăpânești din emoții și din excesele de furie care vin foarte repede. Acolo lucrurile simple de aici, acolo ți se par foarte complicate și treci greu peste ele. Așa arăt eu la 5500 pe un viscol dreacu. Și așa arată la mine în cort. Uite așa. Costin, care de câteva nopți bune avea probleme cu somnul, ajungea la capătul puterilor. Costin o noapte a rezistat. Cred că a trecut prin momente grele, pentru că am înțeles că n-a dormit deloc. I-a fost frică și să nu se rupă cortul, în primul rând. Și iar dimineață a spus că el coboară, gata, pentru el este suficient. Cam așa arată o noapte la 5500 pe Aconcagua. Un viscol extrem de puternic. Cum se luminează, primul drum îl fac în jos. Deja era a doua noapte nedormită, m-am băgat în sac pe la 10, cred. Până la 12 noaptea n-am adormit, pentru că vântul urla din ce în ce mai tare. Mărturisesc că m-am speriat. Și de la 12 noaptea până pe la 9 dimineața, când am coborât, am petrecut noaptea aia în cort, stând în fund, cu o mână agățat de bețele cortului să-l susțin cât de cât și mâna altă cu un cuțit. Am zis că în momentul în care simt că cortul se răstoarnă, l-am tăiat și am ieșit din el. Eu eram deja după două nopți nedormite, cu perspectiva încă două. Am zis,
La 5500 cu 4 nopți nedormite, nu e bine. Salut! E a doua zi la Nido, de Condores. Nu uita seara, la ora 5 și ceva, e un viscol. Îți vezi poze. Un viscol incredibil și un minus 25 de grade care te trăia pe față, ne abia puteai respira. Am reușit să punem corturile. Cum nici incidentă cu localnice de pe aici, dar am trecut și peste asta, nu Marius? Eu am trecut mai greu, dar... Marius a trecut un pic mai greu. Nu s-a mai urcat pe vârf de câteva zile. Muntele a fost închis vreo două zile. Acu 5, când nu, pe 20, da. 20 ianuarie, au fost coborâți de aici, Nido de Condores, vreo 400 de oameni. Am stat jos, am așteptat să urcăm. Cât am așteptat? Două zile, trei zile? Trei zile. Am reușit să urcăm când camaradul nostru, Costin, s-a hotărât, din motive personale sau poate și fizice, nu se simțea poate în largul său, ne-a părăsit astăzi, s-a dus la plaza de Mulaj și probabil o să ne aștepte jos acolo. Decizia lui Costin de a coborâ i-a surprins pe camarazii săi, care nu au avut cum să-l convingă să mai rămână. Era foarte hotărât. Noi am vorbit de seara și, sau când am urcat, mi-a zis că, băi, cred că drumul meu s-a sfârșit aici. Iar dimineața când am văzut, nici n-am avut timp să reacționez, pentru că atunci când am ieșit noi din cort, el era pregătit, cu rucsacul în spate, cu bețele în mâini, ne-am îmbrățișat și a plecat. Aveți grijă de voi, asta au fost singurele cuvinte pe care ni le-a spus. Am coborât către tabăra de bază, m-am dus direct la restaurant, era un cort mare unde puteai să mănânci. Bineînțeles, la prețuri de 4500 de metri. Și m-am dus direct la Juan și am zis, Juan, quickly, a beer and the phone. Zice, bere îți dau, dar telefon n-am, că de aici de 3 zile a fost numai norat. Acolo totul funcționează pe baterii solare, nu e soare, nu e curent. Și simțeam nevoia să sun, să vorbesc cu iubita mea, cu Adriana. În momentele alea ai nevoie să auzi o voce dragă, știi? Ai nevoie să auzi ceva plăcut. Până acum au fost coborâți 5 oameni, au fost 5 echipe de salvare sus la Berlin și Colera, parcă și Colera, nu? Da, și Independenția. Și Independenția, unde au fost temperaturi -30, -37. Azi noapte. Aici au fost -27, -25 azi noapte, cam așa. În cort -10, -11. Da. Parcă așa. Stai puțin. Dată fiind, să-l vedem și pe Marius. Așa. Mâine ar fi ideea să mergem până ține, în Colera. Ținem de el. Să vedem, măcar să vedem refugiu, Berlin și Colera. O, uite că a început să ningă. Da. Ia uite că a început să ningă. Uite, de când vorbeam, de când era soare. Uite, să vă arătăm cum s-a schimbat vremea, da? Ia uite. Deja lumea cu pufoaice. Asta este. Sunt oameni care spun că n-au mai văzut ce zăpada asta aici în vară, adică în sezon, cum se zice, de vreo 10 ani de zile. Alții zic că e normal să mai ningă așa un piculeț. Da. Până la umăr. Până la umăr. Treaba e că pe canaleta au urcat niște băieți în zăpadă până în gât. Până în gât la propriu, adică în gât la, nu știu, la 1,70 metri zăpadă. Iar până acolo au bătut potecă până în șolt. Mâine e ziua mea. Apropo, mâine e ziua lui și vreau să urcăm sus, da, să vedem. Sper. Da. În rest, ce să vă mai zice, mai venim. Ne mai vedem. Deocamdată ne băgăm un pic la somn. Și ne trezim peste vreo două ore să mai fierbem niște apă din zăpadă, că cam singura sursă de... Băi, este oribilă apa asta din zăpadă. Mi s-au crăpat și puzările. Lasă. Are un gust oribil, am luat pastile de... Ia, arată-le prietenilor cum te strâmb după ce bei apă din zăpadă. Cred că ar trebui să oprești ăsta. Ia. Oh! Băi, este îngrozitoare. Băi, este îngrozitoare. Și mai este și caldă. Păi caldă ca ai fiert.
începem prin a-i spune la mulți ani lui Marius. La mulți ani, Marius. Mulți ani, Cosmo. 37. Mi-a zis la mulți ani, dar în dimineața aia am făcut un filmuleț și din păcate eu îmi calculasem ca de ziua mea să fiu pe vârf. Și din păcate de ziua mea am luat hotărârea să coborâm. Bă, băiețul ăla la vale. Am încercat astăzi la 5, începea seara mișcări de tabere pe aici să urce vârful direct. Ne-am pregătit și noi, am stat 30 până pe la 7:30, când am dat seama că a început să bată un vânt, iarăși o furtună. Este un ghid din spatele nostru care a urcat de enori muntele ăsta și acum a coborât, a fost cu doi clienți și a zis că este imposibil de făcut ceva acum. Și muntele se închide iarăși. Din păcate, va trebui să mergem în plața de Mula și acolo ne refacem și luăm și o decizie dacă mai încercăm sau nu. Este mult prea frig. Mult prea frig și mult prea vânt. Da. După 6 nopți, 7 nopți la -25 de grade. Cu atât avem? Nu știu de ce mă dor genunchi. Ți se cam... Ți se cam iară. Sunt da, la o parte. Nu poți să stai la 5 mm, 6 nopți. De cam ajunge. Până una alta la 5500. V-am pupat. Pa. După nopțile petrecute la -25 de grade, cu vântul care bătea cu 130 de km pe oră și cu norii care veneau amenințător din depărtare, Tudor și Marius nu au putut găsi nicio variantă de a rămâne. Cu regret, au renunțat pentru moment la visul lor. O mică înregistrare cu dezastrul din tabăra Condores, Nido de Condores. Toată lumea pleacă, se închide muntele pentru o perioadă, nu se știe cât. Toată lumea care și-au dorit să ajungă pe vârf s-a oprit aici. Și noi, din păcate, odată cu ei. Vedem. Toți strângeau, nu aveai ce să faci. Mi-a părut foarte rău. Vedeam vârful, eram sub el. Am muncit să ajung până acolo. Asta nu înseamnă, nu știu, mai aveam încă 2 săptămâni. Am avut regretul în plața de Mulas că nu am rămas mai mult acolo. Nu știu, au fost mai multe regrete, dar așa acum cred că am luat hotărârea bună să venim acasă. Mă așteptau ai mei, a fost așa. Am plâns dinainte de revedere, de când mi-am dat seama că da, mă întorc mai devreme cu 2 săptămâni și suntem ok, suntem sănătoși, putem să ne vedem persoanele iubite mai devreme. A fost așa, din noaptea în care mi-am dat seama că da, putem să schimbăm biletele de avion și mâine plecăm. Nu prea am dormit în noaptea, m-am trezit pe la 6 dimineață să văd dacă s-a rezolvat cu biletul, cu schimbat. Îmi doream foarte mult să mă întorc acasă. An de eforturi și sacrificii, griji ale celor dragi, pentru un vârf visat, pentru un vârf ce le-a fost ostil. 7 zile de chin și speranță, ce au devenit trepte către o poartă ce s-a dovedit a fi închisă pentru ei anul acesta. Acum mă bucur că Aconcagua a fost așa, știi? Pentru că dacă l-am fi urcat pe vreme perfectă și fără nicio problemă, așa cum o fac mulți, probabil că ar fi fost încă un vârf bifat, ok, am fost la 7.000, și acum ce fac, că următorul va trebui să fie 8.000. Nu cred că am fi înțeles mare lucru din muntele ăla. Așa, comportându-se ca un munte pe 7.000 de metri, cum trebuie să fie un 7.000 iar, experiența a fost, asta vorbeam și cu băieții după aia, experiența a fost fantastică. Pentru prima încercare de Aconcagua nu a fost rău. Nu suntem, eu nu fac asta de palmares, fac pentru mine. Pentru mine urmează o pauză mică, adică nici nu vreau să mă gândesc la alte expediții, pentru că vestea cu copilașul care o să vină în iulie m-a dat puțin peste cap. Erau programate 2 expediții în august, Turcia-Iran,
Cred că ceilalți colegi ai mei or să meargă, pentru mine o să fie așa o mică pauză. În concluzia, Concagua 2013 rămâne? Un vis. În 2014. Va fi? Va fi. Va fi, dar va fi tot 2013. Va fi decembrie. O să iubesc muntele ăsta toată viața mea, indiferent dacă îl fac sau nu, știi? În decembrie 2013. Da. Știi că vrei să facă și tu doar treaba asta? Nu. Of, după toată nebunia care a fost acolo, văd Aconcagua mult mai relaxat. Acum o să mă întorc cu siguranță acolo, nu știu când, dar clar privesc altfel lucrurile. Trebuie luat foarte, foarte serios. Cei care nu cunosc muntele i-ar spune eșec, pentru că nu și-au atins ținta. Dar pentru Marius, Tudor și Costin a fost o alegere ce poate i-a ținut în viață pentru o nouă încercare. Hello!